Bună ziua, bine ați revenit în 2023 la Executive Florin Constantin, podcastul în care încercăm să vedem dacă agricultura românească mai are o șansă datorită liderilor care o conduc. Îl am astăzi alături pe, de mine pe Ionescu Gabriel. Bine ai venit, Gabriel. Bine te-am găsit. Ce rol, ce funcție ai? Unde lucrezi? În clipa de față sunt director general la o companie se numește Sifco și se ocupă de importul și distribuția de îngrășăminte. Toată lumea a auzit de Sifco, cine e Sifco? Ce se scrie cu doi E S F -CO? Da, Sifco vine de la South East Europe Fertilizer Company. Okay. A, a fost înființată din dorința doi acționari foarte puternici. Unul este OCP Group din Maroc, unul dintre cei mai mari producători mondial de îngrășăminte pe bază de fosfor, unul dintre marii uh, producători care are o rezervă uriașă de fosfor în lume. Și celălalt partener este Aldahra, e foarte cunoscut în România pentru că gestionează insula Marea Brăilei prin firma Agricost. Uh, e... Sefco, SIFCO este prezentă doar în România? Biroul lui SIFCO s-a înființat în România, noi avem doar un an de când ne-am înființat și noi acoperim uh, cererea de îngreșăminte în regiunea noastră, pornind de la faptul că Constanța este cel mai important port la Marea Neagră și de aici pornind să uh, împrăștiem uh, îngreșăminte în zonă. Bulgaria, Ungaria, Serbia, Moldova, Aha, Ucraina. Deci o responsabilitate regională. Da. Înainte de SIFCO, pe unde ai mai lucrat prin agribusiness? Am deja 25 de ani de când sunt în agribusiness. Uh, am avut mari oportunități, am fost șeful Monsanto, unde am reușit să fac din Roundup un produs foarte cunoscut. Am participat la lansarea brandului De Calb în România, care astăzi este un brand foarte puternic. Am lucrat la Agroadvice unde acolo am dat consultanță fermierilor cum să facă profit mai mare sau să facă profit în primul rând. Și de 10 ani de zile funcționez ca trader de îngrășăminte, am lucrat la Tramo, Keytrade și acum Sifco. Ok, super impresionant profilul. Îți urăm mult succes la Multumesc. lansarea și consolidarea Sifco în România. Care sunt challenge-urile voastre locale, globale ca organizație cu ce vă confruntați? Ca toată lumea, am fost uh, surprinși de evoluția prețurilor la îngrășăminte care s-au dus prea sus sau foarte sus și uh, în ciuda acestui lucru, am fost și mai surprins să vedem uh, că foarte mulți consumatori de îngrășăminte, fermieri, uh, în loc să se orienteze pe eficiență, uh, s-au dus pe emoție. Au transformat uh, panica în emoție și emoția a fost hai să cumpăr repede orice de la oricine. Am experiență cu produsul ăla, n-am experiență cu produsul ăla, am verificat tehnologic, n-am verificat tehnologic, are substanță activă, n-are substanță activă, are solubilitate, n-are solubilitate, nu. Emoție, primul venit, primul servit, prețul cel mai mic, indiferent de uh, realitatea, că vorbim de nutriția plantelor și vorba că planta înghite anumite lucruri, substanțe active, care dacă produsul acela le are sau nu le are, face mare diferență și dacă e solubil în apă, iarăși face o mare diferență. Se văd produse în piață care aparent au o substanță activă mărită, dar cu solubilitate extrem de mică. Și practic, planta nu ia decât absolut o, o proporție infimă din ce scrie pe ambalaj. Și în final, în final, planta nu crește pentru că nu dai mâncare nu crește. E o relație directă, absolut valabilă ca la oameni, ca la animale, ca la plante, totul e la fel. Dăm această emisiune în ultima săptămână din ianuarie 2023 și am la final niște întrebări specifice pe zona de îngrășăminte, trenduri, prețuri și o să revenim. Îmi spunea astăzi într-o întâlnire CEO unei bănci prezentă România cu un footprint foarte bun în agricultură că ce își dorește pentru anul 2023 este ca agricultorii să revină de la emoție la rațiune. <laughs> nu ești sigur care gândește așa? Da, din, din păcate, de exemplu, astă vară... În panica care s-a creat din, datorită veștilor că există o criză energetică, s-au aruncat foarte mulți și au investit foarte mulți bani, puținii bani pe care i aveau. I-au investit în uh, uree, care astăzi varia la un preț foarte mare, astăzi este aproape de jumătate și uh, e ure pe toate drumurile. Deci, criza nu s-a regăsit în lipsa de produs. Pune, ne ca să revenim așa un pic la aspectul organizațional. Câți oameni sunteți în echipă? Deci avem doar un an de când ne-am înființat. Suntem doar cinci oameni. Anul ăsta vom mulți crește înainte. la mai mulți să ne ajute Dumnezeu. Ce cifră de afaceri aveți? Am închis 2022 cu o cifră de afaceri de vreo 280 de milioane de lei ceea wow. ce pentru prim an zic eu că a fost un succes. <laughs> Într-un an cu multe probleme și cu consum și cu aplicare de îngrășiminte mult reduse față de alții. O adevărată performanță Mulți înainte pe toate planurile. Mulțum. Ce faci tu ca manager să-ți motivezi angajații? Uh, angajații mei, am noroc, sunt niște oameni cu experiență foarte mare. Dacă ne uităm la cumulul de ani experiență în agribusiness, acești cinci oameni ajung undeva de aproape de 100 de ani. Uh, ceea ce aduce cu multă, multă experiență în spate și atunci este mult mai simplu să cânci o echipă care funcționează singură, cu sau fără mine. Asta este obiectivul meu. Cum le-ai însufli să fie în fiecare zi pe metereze? Slavă Domnului că în agribusiness, de când mă știu eu de 25 de ani, n-a fost un an să se mene cu altul. Businessul se reinventează în fiecare an, trebuie să fii într-o stare de alertă permanentă și tot ce a mers ieri, azi nu mai merge, trebuie să inventezi ceva nou. Și atunci, asta este o motivare foarte mare. N-ai timp să te plictisești. Sunt multe joburi care faci an de an, an de an același lucru și intră o zură și trebuie să inventezi lucruri ca să-i motivezi pe oameni. Sunt liniare. Da, aici în fiecare an e altceva. Anul ăsta, dacă o luăm pe parte comercială, am vedea că consumul s-a redus foarte mult. Structura de produse s-a schimbat foarte mult. Apetitul pieței de a cumpăra s-a redus foarte mult. Pe partea logistică a venit războiul din Ucraina care a schimbat totul. Ca să nu mai vorbim că a fost și secetă, s-a uscat și Dunărea, n au mai mers nici barjele, ca să mai zic, costurile s-au dublat triplat. Deci aici Furtuna pe parte, perfectă. Da, pe parte de logistică, practic a fost o nebunie totală anul ăsta. Pe partea tehnică, iarăși, în clipa când istoric, pe îngrășimite complexe unde ne-am specializat noi, istoric vorbeam de 3-4 produse mari și late, anul ăsta au fost peste 30 de produse disponibile în piață, care veneau cu tot felul de idei noi, dar, din păcate, majoritatea cumpărătorilor nu și-au făcut analiza comparativă între ele pe substanță activă și solubilitatea în apă ca să ju judece prețul corect. În condițiile astea de context foarte volatil, ce faceți voi la Sifco să vă motivați și să vă loializați clienții? Încercăm foarte mult să le arătăm să nu-și bată joc de banilor. Deci asta este principala mea motivație pentru că un client care face profit cu mine el se va întoarce. Un, pro, un client care pierde bani cu mine, el nu se va întoarce. Și atunci ambiția și dorința noastră în echipă este să le explicăm clienților noștri cum poate să facă mai mulți bani lucrând cu mine. Le explicăm tehnologie, le explicăm cum se calculează procentele de substanță activă, câtă substanță activă e nevoie în fiecare parcelă, cum poate să facă ca uh, aportul de substanță activă să fie în corelație cu substanțele deja aflate în sol, în urma unei cartări agrochimice. Sunt foarte multe elemente care par complicate, dar sunt extrem de simple. Deci, un, un copil de clasa 5-a, care știe să facă rațiile, poate să calculeze foarte simplu acest lucru. Deci, nu trebuie să ai foarte multă experiență, trebuie să fii deschis să te uiți să fii eficient back to school învățați din nou fracțiile pe da, da se pare că pe se pare că au trecut foarte mulți ani de când s-a studiat fracția și toată lumea uh, e mare om de afaceri în sensul în care negociem centime, negociem uh, procente, virgule, virgule și nu ne uităm la esențial. Dacă tu iei un produs care are substanță activă mică, care are solubilitate mică, atunci planta înghite ceva foarte puțin și atunci costul substanței active înghițite de plante e enorm. Sunt diferențe de la simplu la triplu. De la simplu la triplu. Sunt niște costuri uriașe. Oamenii risipesc o grămadă bani, ne uitându-se la aceste mici detalii. Luând așa un pic de altitudine, care sunt, în opinia ta, principale mize de management ale sectorului agro și poate în speță în segmentul vostru al nutriției vegetale? cum, cum vezi? În secunda asta e clar că noi trăim într-o piață globală. Orice se întâmplă într-un colț al lumii ne afectează mai devreme sau mai târziu. E o piață globală care nu ai cum să te ascunzi. E piață globală și când cumperi, dar și când vinzi. În clipa când cumperi inputuri, te influențează orice schimbare mondială: vis-a-vis -vis de fluxurile de mărfuri, de originea mărfurilor. Iar când vorbim despre vânzarea recoltelor, de asemenea aici. Orice mic detaliu sau orice mare detaliu, războiul din Ucraina, asta ne-a afectat foarte, foarte grav pe mai multe planuri. Odată, Ucraina a trebuit să caute soluții logistice, să, să iasă cu marfa, care e o marfă foarte mare, un volum foarte mare de marfă. Pe de altă parte, Rusia, care a avut o producție record, s uita cu disperare la căi să vândă cât mai mult, la orice preț, mai să cheșuiască, pentru că, până la urmă, degeaba stai pe marfă dacă nu poți să o vinzi. Și atunci, noi am căzut la mijloc. Pe de o parte, n-am putut să ne vindem recoltele, pe de altă parte, inputurile uh, s-au scumpit din cauza fluxurilor de mărfuri care s-au schimbat radical în urma războiului. Care sunt provocările voastre financiare la acest moment ca organizație? Cum, cum mie mi-e foarte frică de starea financiară a clienților mei. Avem clienți care uh, au jucat ca la ruletă și la ruletă mai câștigi, dar mai și pierzi. Au investit foarte mulți bani în momente nepotrivite să cumpere uh, și cereale, dar și îngrășăminte. Au investit foarte mulți bani, între timp piețele s-au dus la vale și îngrășămintele s-au dus jos, dar și cerealele au luat-o la vale. Și acum stau pe poziții de mărfuri destul de mari în care au mărfuri cumpărate la un preț mare și care acum, dacă îl vând, merg în pierdere. Dacă e o diferență de câțiva dolari, nu, nu suferă nimeni. Dacă sunt o diferență de zeci de dolari pe tonă și vorbim de, sau chiar sute de dolari pe tonă, și vorbim de zeci de mii sau mii de tone, atunci vorbim de milioane de dolari pierdere care foarte mulți nu și le pot permite. Right-off-ul și pierderile să fie cât mai, cât mai mici, totuși, în această perioadă, că speranța moare ultima. Acum, venind așa la aspectul strategic, avem o baterie de întrebări strategice în discuția noastră. A fost adoptat și se implementează de la 1 ianuarie Planul Național Strategic pentru noua politică agricolă comună 2023-2027. În opinia ta ce nu apare și ar trebui să apară sau ar trebui ameliorat în această viziune strategică a României pe politica agricolă comună? Sincer să fiu, nu am studiat foarte atent uh, aceste documente, uh, doar ce știu din discuțiile care le-am avut cu diversi parteneri. E clar că ne influențează foarte mult uh, dacă ne uităm și la ratele de aplicare a îngrășămintelor, care sunt limitate. Dar, până la urmă, Uniunea Europeană încearcă să eficientizeze și să ecologizeze agribusiness -ul. Fundamental, ideile sunt pozitive. Acum, viteza de aplicare a acestor concepte poate să afecteze foarte mult pe unul sau pe alții și uh, fermierul român și toți cei implicați în agribusiness în România trebuie să găsească forme de a eficientiza afacerea lor. Cred că e momentul ca fermierul să nu-și mai permită niciun fel de pierdere în câmp, să nu rămână o palmă de pământ neirigată, să nu rateze niciun moment de aplicare a pesticidelor, să nu rateze uh, aplicarea unor îngrășăminte în dozele cerute și recomandate de cei mai buni tehnologi. Altfel, producții mai mici la hectar, cu costuri mai mari de producție, marfă nevandabilă, nu suntem competitivi. Chiar dacă uh, beneficiem de oarecare suport prin subvenție, nu ne ajută suficient ca să fim competitivi în piața internațională. Ai prefigurat un pic următoarea mea întrebare. Care sunt, în opinia ta, avantajele competitive ale României agricole în lume și în contextuie? În primul rând, avem un teren agricol destul de mare și destul de relativ bun, hai să punem așa. Din păcate, și aici este marea lipsa noastră, este că suprafața irigată este foarte mică, suprafața irigabilă e un pic mai mare, dar mult Rămâne virtual irigabilă. Da, și până nu vom reuși să, să revenim la cele 3 milioane istorice care le-am avut acum peste 30 de ani, nu vom reuși să facem suficient uh, producție ca să ne batem la pe de egalitate cu alții care fac irigare. Acum, noi vedem, schimbările climatice sunt destul de mari. Capă, mă rog, cantitatea de precipitații căzută s-a redus an de an. Am văzut anul trecut, a fost o secetă cumplită în toată Europa, inclusiv în România. Mă uitam chiar la niște hărți din vară și nu vine să cred, era complet galben tot, secetă extremă în marea majoritate a României. E foarte greu să, să supraviețuiești făcând agribusiness dacă, dacă nu faci o schimbare. Și acum urgența cea mai mare să încerci să-ți găsești o formă de a iriga. Să nu mai stai să zici că, domne, din 10 ani am 3 proști și 7 buni și las că mă descurc. Se vede că numărul de ani proști crește, crește. Adică înainte erau 2-3 ani secetoși până 10 ani, acum au început să fie 4, mâine o să fie 5. Și dacă fiecare al doilea an secetos, a fost în 2020, acum în 2022, vedem că fiecare al treilea an se întâmplă ceva. Deja nu ne mai permitem luxul să credem că ne descurcăm. Vezi o oportunitate pe termen scurt în zona aceasta de lanț agroalimentar în România, în următorii, să zicem, 5 ani? Da, aici, aici este un potențial uriaș în România. Să ne uităm în alimentară, să ne uităm în supermarket, să ne uităm unde unde vrei, de unde cumperi mâncare. Mult prea multă mâncare importată. Ia avem o, o capacitate de producție foarte frumoasă, care este trimisă ca materie primă la export, alții o procesează și vine la noi să o plătim cu prețuri triple. Deci aici e un potențial absolut fantastic. Dacă, dacă, de exemplu, cerealele din cele 4, 5, 6 milioane de tone de grâu care merg la export an de an, măcar jumate ar fi procesate și am face ceva cu ele aici ca să vinem și să exportăm materie cu valoare adăugată din industria alimentară, asta ar, ar pune presiune mai mică pentru export, nu ne-am mai bate cu rușii pe mările și oceanele lumii, și atunci am aduce valoare adăugată la noi aici și locuri de muncă și multe alte lucruri. Deci procesarea e focusul. Procesarea, dacă nu se va investi masiv în procesare, vom fi mult mai afectați de jocurile internaționale, de exporturile care sunt sau nu sunt și de presiunea care este la nivel mondial. Poate convingi investitorii din Orientul Mijlociu, care vă animă și pe voi, să vină și să facă mai multe lucruri uh, pentru România? Nu pot vorbi în numele lor, dar este evident că ei al Dahra, asta a fost motivul pentru care ei s-au înființat, pentru securitatea alimentară, în primul rând în țara lor, și acum exportând modelul lor de securitate în alte țări. Ei au investiții mari în industria alimentară în foarte multe țări din lume și sunt convins că vor continua. Tu lucrezi de aproape de mulți ani, de multă vreme cu fermierii cheie, cu agricultorii. fă așa un portret robotul mini SWOT, puncte tari, puncte slabe a fermierului român, un portret robot. Bun, acum în ultimii 25 de ani am văzut o evoluție frumoasă a fermierului român. Adică odată pământurile se consolidează, fermele devin de în ce în ce mai rotunde, mai integrate. Nu mai sunt parcele disparate la zeci de kilometri să piardă timp și bani administrându-le. Pe de altă parte, vedem că sunt în ce în ce mai mulți fermieri care se capitalizează și care au reușit de-a lungul anilor să investească în tehnologie și au acces la tehnologie astăzi care putem să ne comparăm cu orice țară din Europa de vest, în dotarea tehnică. Acum urmează să le și folosim la maxim. Adică și eu am un telefon mobil senzațional, dar probabil că folosesc maxim 20% din ce știe el să facă. Aici cam așa e și cu echiparea tehnologică. Deci le avem, dar acum trebuie să le și folosim. Cred că digitalizarea deja a început să ia vânt. Nu cred că digitalizarea va schimba tehnologia, dar va optimizați, va arăta unde greșești, va ți va arăta cum poți face lucrurile mai bine. Astăzi fiecare milimetru de eficiență contează foarte mult. Principalul punct slab al fermierului român? Încă încă mai are de învățat ce știe și ce nu știe. Prea mulți fermieri în România le știu pe toate. Cunosc fermieri care știu exact cât va fi cursul valutar mâine. Știu fermieri care știu exact cum va fi vremea în 3 săptămâni. Știu exact cât va fi prețul la grâu în 3 luni de zile. Nu, nu știu. Nu știe nimeni. Și dacă îți asumi niște lucruri care, la care nu te pricepi, începi să dai greși și faci rateuri. Eu cred că fermierul trebuie să înțeleagă că el știe anumite lucruri și unele lucruri trebuie să se lase pe mâna specialiștilor. Pe partea ce ele crede că le știe, trebuie să învețe și mai mult, pentru că acolo am văzut ferme în care, dintr-o lejeritate uluitoare, se pierde 10% din uh, producția la hectar, pentru că a uitat să uh, facă un tratament în momentul și perioada optimă, pentru că a greșit un pic densitatea, pentru că a uitat să pună substanța activă cât trebuia, mici detalii, și a greșit cu 10, 15, 20% din producția la hectar. Dacă te gândești la porumb, 10 tone, greșești 10%, sunt 2 tone. Păi exact, l ai profitul profit. tău. Exact. Pentru că n-ai fost atent. În schimb, ei petrec enorm de mult timp să negocieze uh, tot felul de lucruri în care ei nu au expertiză. Și nu au neapărat un câștig atât de mare. Și este a. foarte adevărat, foarte greu să ai încredere în oricine îți vinde. Pentru că la care vinde are un interes. Dar sunt foarte mulți oameni, foarte mulți specialiști care știu carte, știu să dea consultanță, știu să ofere informații. Sau, dacă ai o relație pe termen lung cu un furnizor care ai văzut că nu te a înșelat, din contră, e alături de tine, și la bine, și la greu. Atunci profită de informațiile pe care le are. N-a fost regizat nimic, mulțumesc pentru pledoaria în favoarea consultației. Da. Independent în agricultură, vorbești de funie în casa spânzuratului, în cazul meu. Uh, Zime așa de mizele pieței muncii în agricultura românească, cum, cum le vezi, uh, e greu, e ușor să găsim oameni competenți? E foarte greu. E foarte greu. Uh, deci aici sunt mai multe elemente. În primul rând, trebuie să aibă expertiză. În al doilea rând, trebuie să aibă caracter. Toată lumea știe ce vreau să spun cu asta. Poate să fie un om extrem de inteligent, extrem de deștept, dar să fie mai șmecher decât trebuie. Și atunci nu lucrează în interesul companiei, are alte interese care sunt divergente cu compania. Deci e un deficit de forță de muncă, de calitate, și aici este... Un moment foarte bun să nu te lași doar pe tehnologie nouă, pe digitalizare, crezând că ți înlocuiești cu oameni. Oamenii nu vor fi înlocuiți niciodată. Cine crede că va face agricultură fără oameni, visează. Poate în laborator, pe suprafețe foarte mici, dar pe câmp ai nevoie de oameni. Și oamenii ăștia trebuie crescuți și trebuie să fie instruiți să, să învețe în fiecare an, pentru că în fiecare an lucrurile se schimbă. Vorbeam cu un cunoscut care lucra în, în IT. Și spuneam, băi frate, în domeniul meu, dacă eu la 6-12 luni nu învăț ceva nou, mă elimină piața. E, poate în agricultură nu e la 6 luni, poate e la 2-3 ani, dar se schimbă radical. Deci dacă ai făcut facultatea astăzi, peste 5 ani, sigur va trebui să înveți de nou niște lucruri. Cât de repede crezi că vor veni roboții în agricultură și ce facem până atunci să digitalizăm sapa românească? Să spunem drept, evoluția tehnologică în România a fost destul de importantă în ultimii 25-30 de ani. S-au întâmplat lucruri. Am adică, ars da, multe etape, da. Da, am, am, am sărit foarte multe etape, dar încă mai e loc de, de îmbunătățire. Adică, dau un exemplu, avem tractoare cu GPS, dar câți folosești GPS-ul după tractoare? Avem combine cu GPS, câți se recoltează pe bază de GPS noaptea, când e temperatura potrivită, când... Poate nu vezi bine, dar computerul vede perfect. Deci sunt multe uh, tehnologii care le avem la îndemână și care nu sunt folosite suficient. Vis-a-vis -vis de. Acum toată lumea vorbește de drone și toată lumea. Dronele, încă o dată, uh, aduc multă valoare adăugată, dar nu va înlocui omul. Va uh, fi o extensie a omului ca să ia decizii mai rapide, să facă niște lucruri mai rapid, să le ia uh, decizii de calitate. Asta da, eficiența. Deci numai pe partea de eficiență e vorba de acești roboți care ne vor ajuta să, să luăm decizii de calitate mai rapid. Îmi spunea cineva ca să ilustreze acest gap generațional că dacă generația actuală de fermieri va aplica produsul X chiar dacă senzorul spune să nu, viitoarea generație de fermieri nu va aplica produsul decât dacă senzorul spune să da. Deci ceva de genul ăsta. Acum să nu exagerăm, părerea mea. Poate sunt într-o generație în care pun mult preț pe oameni. Dau un exemplu. Când ai uh, sisteme de ghidare la volanda și el îți spune pe unde să o iei, de nenumărate ori, eu cunoscând orașul foarte bine, de nenumărate ori direcția pe care mă bagă el, sunt străzi care aparent uh, sunt mai libere, dar din cauza întortochelilor și stopurilor și toate astea, practic mergi mai încet. Mergând pe un bulevard lat care te duce direct la punct, s-ar putea să fie mai dar, încă o dată. Tehnologia trebuie verificată în mod continuu. Uh, trebuie calibrată în mod continuu, testată în mod continuu. Da, îți dă ajutor, dar dacă tu vezi că uh, ți-a dat o informație uh, bună, nu trebuie să devii sclavul tehnologiei, să devii dependent de tehnologie. Tehnologia trebuie să te ajute să iei viteza uh, în decizii. Dar în momentul în care tu descoperi că o, o secundă, un milimetru a greșit, trebuie să recalibrezi, să o redefinești, pentru că acolo ceva nu e în regulă. Ce face organizația ta ca să rămână competitivă și agilă în contextul actual? Eu vând îngrășăminte complexe, eu încurajez foarte mult pe toți cei cu care lucrez să își carteze agrochimic în mod serios terenul, pentru că foarte multă lume face cartarea agrochimică ca să ia un certificat, să ducă la piață, să ia niște bănuți. Nu o face cu. Toată seriozitatea și cu toată înțelegerea beneficiului financiar, economiilor materiale masive care pot să îi aducă. Și anume, cartarea agrochimică presupune o anumită densitate de uh, mostre care trebuie să colectate. Colectarea mostrei trebuie să fie făcută în așa fel încât să nu contaminezi, după care trebuie să o trimiți la un laborator în care îți dă precizie. Eu am lucrat și în domeniul sănătății și acum vreo 20 de ani erau vreo 400 de laboratoare umane în România în care cel puțin 300, deși aveau acte de funcționare, făceau un ligianu de bucătărie substanțele active. Nu, 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 nu așa. Deci vorbim de laboratoare serioase care să-ți dea un raport precis. Și nu în ultimul rând, mult mai important decât toate, trebuie să ai o interpretare a raportului. Noi ne ducem la doctor, ne facem analiză de sânge și mă uit la alea și zic că sunt bine. Sunt ok. De da? unde știi tu? Ai făcut tu șase ani de medicină, ai 20 de ani de experiență în medicină să vezi cum să interpretezi corelări, toate datele alea. E, așa aici e la fel. Te uiți și crezi că știi tot. Nu le știi pe toate. E bine ca cineva să-ți interpreteze datele de laborator ca să vezi. Că dacă îți spune ai fosfor total, nu știu, X, frate, nu contează totalul. Contează cât e disponibil de plantă, să înghite. Degeaba ai tu, nu știu cât, sute de kilograme dacă 90% e blocat. Cum să-l deblochezi? Deblocarea înseamnă că se deblochează de la 90 de kg, se deblochează 80 din ele? Nu! Trebuie să fim foarte atenți la cuvinte și la procente, pentru că dacă deblocăm doar 5% din ele, e o valoare adăugată foarte mare în buzunarul meu, dar nu-ți face situația de a înlocui Aportul. De, aportul de, de substanță activă care are nevoie planta. Încă o dată, ce mănâncă planta? Tot timpul să ne întrebăm ce înghite planta. Dacă tu îi dai lucruri care ea nu acceptă, nu poate să o ia din diverse motive, îi dai degeaba bani aruncați pe fereastră. Ce nu merge acum bine în agricultura românească? Sunt multe locuri de îmbunătățit. Ziu, ziu. Da, dar eu spun un lucru. Acum 30 de ani mă tot plângeam că în România nu e aia, nu e aia, nu e aia. Până m-am întâlnit cu un american care mi-a spus ce, băi, tu nu-ți dai seama că ce spui tu e senzațional. Tu dai seama câte oportunități sunt. Tot ce faci, poți să faci bani în orice. E, așa aș vrea să o traduc și eu în, în agribusiness. Sunt încă foarte multe de făcut, sunt multe de îmbunătățit și de aia sunt oportunități foarte multe. Eu cred că Uh, agribusiness românesc și agricultura românească are un potențial uriaș de creștere. Uriaș de creștere. Eu sunt convins că uh, din cele 8-9 milioane de hectare arabile, astăzi undeva la 5,5, poate maxim 6 sunt, sunt gestionate mai profesionist. Da, profesionist. De, ce ar fi dacă 100% ar fi gestionate profesionist și alea care noi zicem astăzi profesionist ar mai îmbunăți cu încă 20-30% eficiența și profitabilitatea lor. Ar fi, cum să spun, să aducem peste 1-2% din plusul intern brut. În plus, față de ce avem acum. Cei 5% pe care agricultura îi aduce în mod. Da, normal. deci peste ce avem acum, ar mai fi încă 1-2% în plus, care ar fi extraordinar de mult. Gabriel, ce ai face mâine primele trei lucruri dacă ai deveni ministru agriculturii în România? În primul rând, nu sunt bun de ministru, pentru că nu prea sunt politician. Nu duc. Nu, fiecare trebuie să ne cunoaștem competențele. Cum nu pot să zic cum e vremea mâine, nici să fiu polițian nu prea mă pricep. Dar, cred că dacă aș avea 100 de lei ca ministru, cred că cel puțin 50, dacă nu mai mult, i-aș băga în irigații. Irigațiile sunt, e un, sunt un, e un, proiect mult prea mare pentru fermieri să-l facă singur. Deci un fermier singur nu poate face un sistem de irigații. Ce poate să facă fermierul este să se lege și să investească în dispersia apei pe terenul lui. Într-o infrastructură centrală, da? Dar, dar uh, infrastructura centrală de irigații, asta nu mă mâna statului este. Aici este rolul statului și nicio țară de lume n-a putut să facă doar prin puterea fermierului. Asta a fost un proiect național și aici trebuie să ne întrebăm câți bani vrem să scoatem din agricultură? Fără apă nu vom scoate. Ba chiar vom, vom pierde și ce am făcut până acum. Care trebuie să fie și ultima întrebare strategică după care venim la cherry on the cake la fertilizanți, la întrebările care ghilotină. Uh, care ar trebui să fie obiectivul strategic al României în plan agricol pe termen lung, 30 de ani de acum înainte? Având vedere -te, terenul și suprafața agricolă care există în România, cred că este o, un avantaj competitiv al României să investească în agricultură și să scoată maxim în agricultură. Noi observăm că pe plan mondial populația crește, 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 crește încetat. Când eram la școală eram foarte mic se spunea că sunt 4-5 miliarde de oameni, acum deja sunt 9 și evident vom crește. În viața unui singur om să, să se dubleze e ceva unic. Această dublare a populației trebuie hrănită, trebuie să locuiască undeva, deci odată suprafața agricolă se va micșora, pentru că populația crește și are nevoie de case și de drumuri și de toate lucrurile alea, iar pe suprafața care există, trebuie să producem mai mult. Dacă mai punem în socoteala și schimbările climatice și zona potrivită pentru agricultură se reduce de la an la an, atunci vedem că avem o responsabilitate globală România să, să livreze mâncare lumii și să profite de chestia asta. Nu e rușine. Deci dacă noi am face lucrurile foarte eficient și am fi uh, uh, am investi inteligent în, în domeniul ăsta, probabil că România ar câștiga mult mai mulți bani și ar avea și un rol politic mult mai puternic. În clipa când ești uh, uh, țara care livrează mâncare lumii, ai o putere politică, ai un cuvânt greu în lume, în multe alte teme și subiecte. Ultimele trei întrebări, punct ochit, punct lovit. Revenim la focusul pe fertilizanți, pe fertilizarea de bază. La ce trebuie să fie, prima întrebare, la ce trebuie să fie atent fermierul când își achiziționează fertilizanții în fermă? Substanța activă înghițită de plantă. Asta înseamnă că pe orice document, orice ofertă primim, ne uităm cât este cifra pentru azot pentru fosfor, pentru potasiu și poate sul dacă sau alte substanțe active care mai sunt. Dar cu toate, cu toate că sunt multe substanțe active cu influență, dar NPK sunt esența și să zic 80% din beneficiu pe care îl primește planta. Dacă acolo spune că are 5%, 20% sau 60%, e o mare diferență. Acum, pe lângă acest procent NPK, deci e este prima cifră, prima grup de cifre este azotul, a doua este fosforul, a treia este potasiu. Pe lângă chestia asta trebuie să ne uităm neapărat obligatoriu la solubilitate. Mai ales la cele care sunt scoase din pământ, cum e fosforul și potasiu. Dacă solubilitatea este 30% sau 95%, e o mare diferență. Dacă pe un fosfor care are solubilitate 30% dai 10% mai ieftin decât unul care are solubilitate 95%, unde e câștigul tău? Numai cel care ți-a vândut marfa, tu pierzi bani. Deci, fermierul român se uită cu foarte mare de atenție. Acum, eu am lucrat de-a lungul vieții și în protecția plantelor, și în semințe certificate, și am văzut foarte multă atenție. Oferă milimetrilor, gramelor, litrilor, tot, tot ce înseamnă uh, aplicare de precizie la pesticide și la semințe. Când vine la îngrășăminte, uită complet tot ce am învățat și fără să se uite atent la aceste procente, aplică după cum bate vântul. Și pe mai zice, boi n-am avut noroc. N-am avut noroc. Dă vina. Că sămânța n-a fost bună, că n-a plouat, că i-a furat operatorul din când nu știu ce tratament și nu știu ce. Stai mă, frate, ușor. Hai să nu uităm clar. Nu-i dai mâncare, nu crește. Simplu. A doua întrebare. Care este cel mai bun îngrășământ? Bineînțeles că îngrășământul trebuie gândit în condiții pedoclimatice. Da? Dacă te duci în Sahara și pui cel mai bun îngrășământ, tot nu o să crească nimic, că nu e apă. Deci când zic pedoclimatic, înseamnă structura solului, aciditatea solului, să ne uităm la ce substanțe active disponibile sunt în sol, pentru că solul are minerale în el, trebuie să vezi cum le captezi, și doar să pui diferența pentru performanța tehnologică pe care ți-o dorești. Vrei să ai uh, performanță? Trebuie să-ți calculezi acest lucru. Nu vrei să ai performanță? Pui după ochi și după ochi iese. Da? E ca și cum uh, arunci uh, din mână ceva și vezi dacă ai noroc, ai noroc, n-ai noroc, n-ai noroc. E ca un zar. Nu. Trebuie să-ți faci un calcul precis. Deci aici este ușor de făcut. Faci cartarea agrochimică serios. Te uiți la ce elemente disponibile. Te uiți în manual. E simplu ca bună ziua. Vrei 8 tone de de tone de porumb la la hectar. Foarte simplu, trebuie să pui cel puțin 20 de kg de azot substanță activă pe tonă, deci 160 cum ar veni, 8 20. Da. Și cel puțin 10 kg de substanță activă de fosfați ca să obții o tonă de porumb. Deci calcul. Extrem de simplu. Orice manual te duci, îl găsești, scrie negru pal. Sunt un mare fan, îmi place abordarea ta analitică. Ultima întrebare, comentariul tău privind prețul îngrășămintelor la această oră, și închidem. Da. Astăzi observăm prețurile care la azotoase au luat-o la vale din vară până acum. Uh, au fost mici momente de tresărire, dar uh, așa dacă te uiți pe ultimele șase luni, prețurile au căzut de pe la 900 de dolari în saci la Constanța, uh, s-au dus pe 550 de dolari. Dacă ne uităm la uh, DAP, la fosfați, deci dacă ne uităm la DAP, principalul produs care se folosește, Aici în vară a fost cam 1000 de dolari, acum este undeva pe la 850 de dolari. Deci fosfații au căzut și ei, dar mai puțin decât azotoasele. Deci am cumpărat ureia și dap o pentru că astea sunt principalele produse folosite. Toate celelalte, bineînțeles că se calculează să aliniază după cerere și ofertă. Ce perspectivă? Greu de avut. știut. Se pot întâmpla în ambele sensuri. Noi la fosfați vedem o, o oarecare stabilitate în ultimele săptămâni. Nu știm dacă asta va fi pe termen lung, dar acum vedem o stabilitate. În ceea ce privește uh, ureie, vedem că e supraproducție, uh, e o bătaie crâncenă și ofertele se duc din ce în ce mai jos. Nu știm până unde. Noi observăm că în România s-au importat cantități foarte importante, mari, volume mari în ultimele șase luni și probabil că cei care au investit banii, nu știu dacă mai au puterea financiară să mai investească încă, chiar dacă acum prețul e mult mai mic, dar e o lege neschisă, cere și ofertă. În clipa în care cererea și oferta se întâlnesc, prețul se stabilizează. În clipa când oferta e mai mare decât cererea, prețul merge în jos. În secunda de față, mai avem încă o lună jumate până la aplicarea îngrășămintelor. S-ar putea să se mai schimbe lucrurile, dar, sincer să fiu, trebuie să nu uite lumea că dacă în fabrica de îngrășământ prețul cade, ai nevoie de minim 3 săptămâni ca să ai produsul disponibil în saci, în Constanța, ca să-l distribui. Deci, uh, prețul de astăzi poți să-l ai în mână peste vreo 3 săptămâni. Dacă nu iei încozare faptul ăsta logistic și crezi că prețurile explodează sau scad peste noapte, faci o mare eroare. Îți mulțumesc, Gabriel, o să promovez în social media acest clip spunând acel clasic stați până la sfârșit. <laughs> îți mulțumesc că ai venit și îți urez mult succes în activitatea ta. Mulțumesc foarte mult de invitație. Mă bine.